Salutare, dragi prieteni! După cum ați observat, cum ați văzut, am una 5 la care o să schimbăm kitul de distribuție, dar vom schimba acest kit de distribuție împreună cu kitul de accesorii de la alternator, fără a demonta fața mașinii, da? Cum fac alți oameni, să nu dau nume. Eu voi schimba fără să demontez bară, trageri, farul, radiator și așa mai departe, mai ales că mașina este dotată cu o cutie de viteză automată. De aceea am optat să schimb distribuția fără să demontez. Aceasta este mașina. Cam așa arată. Tot ceea ce vom demonta această mască din față, da? Grilă de bară, mă rog cum o denumiți, și încuietoarea, neapărat încuietoarea, pentru că pe aici am o vizitate mai bună asupra distribuției. Eu am mai făcut, mi-a ieșit, de aceea și la această mașină voi face la fel. Cam așa arată distribuția cea veche, sau mă rog, distribuția care este pe mașină. Și după cum bine vă spuneam, avem de înlocuit întinzătorul cu relei de alternator, folia la alternator și acea rolă de ghidaj. Eu am improvizat această cheie pentru uitați dacă se vede. Exact pentru întinzătorul cu relei de alternator. Simplu, uitați, s-a slăbit cureaua și o vom da jos. După cum observați, mașina sau motorul, mai bine spus, este impecabil. Nu are nici o scursură, nimic de ulei. Bun, va fi necesar să demontăm aceste brațe care țin, fac legătura între trager și puntea mașinii de față. Pentru a demonta acest jug de aluminiu, avem odată aceste trei șuruburi cu acest tampon antibalans și de aici cele două șuruburi le vom demonta. După care vom avea acces la folia arborului cotit, pe care o vom demonta și pe aceea. Ne vom chinui să punem cala de distribuție, să tragem motorul la punct, dar vom reuși. Pentru a avea acces la șuruburile foliei, e necesar să demontați acest calculator ce comandă electroventilatorul. Da, are un șurubel undeva la partea asta de aici de sus. După care deconectați mufele și efectiv îl dați jos. Nu știu dacă se observă, dar deja am blocat pinionul arborului de jos, de la vibrachen. Ia să vedem. Vedeți, pe cala de distribuție avem un triunghi, iar pe pinion o crestătură chiar în dreptul șurubului. Vom lăsa mașina jos și vom bloca și axa cu came împreună cu pompa de motorină. Aceasta este rola de ghidaj de la cureaua alternatorului.
pentru a desface aveți nevoie de un M10 scurt. Neapărat scurt, ca să aveți loc între ea și electroventilator. Distribuția a fost demontată. Mai avem acea rulă mică de ghidaj. Iar așa cum vă spuneam, am blocat axa cu came. Avem săgeata aici. Am blocat pompa de motorină. Iar acum vom desface pompa de apă și acea rulă. După care vom monta și vom învârti motorul două ture, iar apoi ne vom autoverifica cu calele de distribuție. Se pare că pompa este originală, nu a fost înlocuită niciodată. Pompa apă de la HEPO și de distribuție continentală. Da, reaua și rulele aferente, tot cu șuruburi. Să trecem să mutăm pompa. Pompa de apă este montată. Sper că se vede. Tocmai de aceea v-am zis să demontați încuietoarea capotei ca să aveți acces pe aici, să puteți să băgăm mâna, să ajungem la pompă. Iar acum voi spăla și voi curăța toată această mizerie, praf și ce mai este în interiorul distribuției. Atunci când umbli, e bine să fie curat. Bun, avem distribuția montată, șuruburile de la axa cu came, de la folie și inclusiv de la folia trebuie să fie slabe. Vom întinde întinzătorul, cureaua, da? După care vom strânge aceste șuruburi, cele 3 de la axă și cele 3 de la pompă. Iar apoi învârtim motorul două ture, ne verificăm cu calele, ne asigurăm că totul este în regulă și vom monta restul pieselor de la distribuție. Am învârtit motorul de două ori la mână, iar acum vreau să vă arăt cum sunt calele de distribuție, da? Montați. Asta este autoverificarea, să vedem dacă am executat sau nu corect. Da, cu distribuția am terminat, mai avem de montat capacele, dar nu le voi pune acum, deoarece trebuie să schimbăm folia alternatorului și întinzătorul, care e undeva mai jos, și de aceea va trebui și e necesar să demontăm alternatorul pe mașină, una pentru a avea acces bun la folie și acces la șurubul întinzătorului, care e undeva de desubt, sub alternator. Deci alternatorul avem undeva aici, de sub un șurub. Nu știu dacă se vede undeva prin zona asta pe acolo și unul mai jos, iar de dedesubt, cum vă spuneam, este acel întinzător. Alternatorul l-am demontat, iar șurubul de la întinzător este chiar aici. Sper că se vede. Este un șurub de 8
a trebuit să-l desfacem, iar apoi vom scoate întinzătorul. Avem aici întinzătorul, folia de alternator și rola de ghidaj, toate de la China. Pentru demontarea foliei aveți nevoie de o cheie specială, este această cheie. Cam asta este, eu o să-l verific și la interior, da? Are un M10, să verific strângerea lui, după care îl voi monta la loc. Avem și întinzătorul montat, punem și alternatorul, punem rola aceea mică de ghidaj, cureaua de alternator, capace, acea grilă din față de aici, antigel, după care vom porni mașina și vom ieși cu ea în probă. Distribuția este finalizată cu succes. Totul este în regulă, așa că dați like și share la filmuleț și de ce nu să aboneze și alți prieteni. Vă salut, tot la treabă și toate cele bune!